Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi puțin despre importanța pH-ului și o să vedeți că are importanță la diferite culturi. Am și un tabel aici cu ce pH preferă fiecare cultură în parte, dar mai întâi de toate, dacă sunteți nou pe acest canal, puteți să vă abonați, este total gratuit. Apăsați și clopoțelul de notificare pentru a fi notificați de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Dați un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vă mulțumim foarte mult. pH-ul joacă un rol foarte important în creșterea plantelor, de aceea eu vă recomand să aveți un astfel de tester, să faceți teste de sol înainte de a planta, pentru a putea regla pH-ul solului în funcție de ce cultură doriți dumneavoastră să plantați. Eu mai am aici un tester și de umiditate, pentru a vedea dacă terenul dumneavoastră este bine drenat. Am scos aici lista cu pH-ul preferat de fiecare cultură în parte. Am să vă citesc eu, ca să știți ce pH preferă fiecare cultură. Pătrunjel preferă un pH între 5 și 6,8. Culturi care preferă soluri moderat acid, dar care pot tolera un pH cuprins între 5,5 și 6,5, și aici avem tomate care preferă un sol între 5,5 și 7,5, ardei 5,5 și 7, deci 7 este neutru, vinete 5,5 6,5, morcov 5,5 7, ridiche 6 și 7, castraveți un pH între 5 și 7, pepeni galbeni, un pH între 5,5 și 6,5, dovleac între 6 și 6,5, conopidă între 5,5 și 7,5, pătrunjel între 5 și 7, mărar între 5,5 și 6,5, busuioc între 5,5 și 6,5, măcriș între 5,5 și 6, usturoiul preferă un pH între 5,5 și 7,5, deci și un pic alcalin, varză preferă un sol între 6 și 7,5, conopidă un sol între 6 și 7,5, brocoli între 6 și 7, varza de Bruxelles între 6 și 7,5, varză chineză între 6 și 7,5, salată verde între 6 și 7, ceapa preferă între 6 și 7, deci un pic acid. Prazul între 6 și 8, tolerează și un sol acid și un sol alcalin. Sparanghel între 6 și 8, rucola între 6,5 și 7,5, spanac între 6 și 7,5, ridiche între 6 și 7, țelină între 6 și 7, hrean între 6 și 7, sfeclă roșie între 6 și 7,5, fasole între 6 și 7,5, pepen verde între 6 și 7. Și culturi care au cea mai mare toleranță de la soluri moderat acide până la soluri alcaline, cu un pH cuprins între 5,5 și 7,5. Avem din nou tomatele, care preferă între 5,5 și 7,5, ardei între 5,5 și 7, morcovi între 5,5 și 7, castraveți între 5,5 și 7, conopidă tot așa între 5,5 și 7,5, usturoi 5,5 7,5, mărar între 5,5 și 6,7, pătrunjel între 5 și 8, porumb zaharat între 5,5 și 7,5. Deci în funcție de acest tabel eu pot să vă spun că dacă cultivați plantele cu un pH adecvat,
nu o să trebuiască să fiți nevoiți să băgați foarte multe îngrășăminte pe loc și de multe ori ajunge să băgați îngrășăminte chimice. Ce vreau să mai vă spun, am văzut prin anumite comentarii pe Facebook, cineva sfătuia în perioada aceasta când este mai cald, când soarele este mai puternic, să stropim folia cu var. Eu vreau să vă spun că aceasta nu este o metodă foarte bună, deoarece stropim folia cu var, vom distruge stratul UV al foliei și cel mai indicat ar fi să folosim o folie profesională. Am să vă arăt aici o poză. Nu știu dacă se vede bine. În afară de faptul că zburam eu pe aici prin solar, o să observați în partea de jos diferența între soarele care bătea în gura solarului, poza este făcută din față, și cum se vede în solar. Este, e puțin mai umbrit. Și lucrul acesta îl face folia, deoarece are lumină difuză, dar cei mai mulți care folosesc varul și alte metode din acestea, probabil au o folie ieftină, care nu au foarte multe tratamente din acestea, LED, UV, IR, și vă dați seama că își permite, zice, bă, dau cu var, că asta e, la toamnă o schimb. Păcând o folie profesională, este garantată 7 ani și te uiți să o păstrezi intactă, nu să o stricăm cu var. Bun, cam acesta a fost materialul pentru astăzi, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, până data viitoare puteți să ne scrieți și pe grupul nostru de Facebook, avem în descrierea videoclipului, o să găsiți grupul de Facebook. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o zi bună, la revedere!